Consiliul Județean Călăraș intenționează să reabiliteze Palatul Prefecturii cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. În acest sens, consilierii județeni au aprobat în unanimitate un proiect de hotărâre privind predarea amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, Centrul Sociocultural. Secretar, proiectul 10. Proiectul 10 este proiectul introdus peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI a amplasamentului din strada Slobozie numărul 911, municipiul Călăraș, județul Călăraș și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții în Centrul Sociocultural Călăraș, fost Palat Administrativ. Da? Câteva vorbe poate ne spuneți despre stadiul actual unde ne aflăm. Cine este pentru abțineri și voturi împotrivă? Stați că da, da pe telefon, lasă-mă acum, îți dau orice răspuns. Te rog frumos, acum. Ziceți până să intrăm în vot? Da, domnul director Marius Fulga vă răspunde la întrebări. Onorabil prezidiu, stimate doamne consilieri, așa cum o parte noastră care aveți o experiență mai lungă în Consiliul Județean, cunoașteți, am făcut o serie de demersuri pentru reabilitarea și modernizarea acestei clădiri. Clădirea unde funcționează astăzi instituția prefectului, fostul palat administrativ. Am căutat să o finanțăm din diferite surse. Singura pe care am găsit-o și am avut o speranță care s-a dovedit a fi mai bună a fost prin Compania Națională de Investiții, prin cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. În cadrul discuțiilor și analizei cu aceștia, am ajuns într-un punct destul de avansat în care și-au exprimat acordul de a prelua investiția așa cum a fost aprobată de către dumneavoastră, pentru contract de novație. Să preia, asta înseamnă că vor prelua în administrare clădirea pe timpul executării lucrărilor, cu tot cu contractul pe care l-am făcut Consiliul Județean și atunci când am licitat proiectarea și executarea. Deci vor prelua proiectul de la nivelul la care se află. Deci noi unde ne aflăm? Asta proiectare. Să fac o separare. În nivelul de proiectare, trebuie să primim acum, în perioada imediat următoare, proiectul tehnic, o să analizăm cu legea tehnică în cadrul instituției noastre, să vedem cum vă supune dumneavoastră aprobării indicatorii la nivelul de proiect tehnic, cum ne solicită Compania Națională de Investiții. Inclusiv astăzi, anexa care vă este supusă aprobării, a suferit ceva modificări. L-au împărțit altfel, au un model tip pe care lucrează Compania Națională de Investiții. Trebuie să menționez, este important, din valoarea totală a investiției, o parte de dotări nu o vor suporta Compania Națională de Investiții. În special cele pe care le-am pus ca fiind dotări specifice pentru activitatea culturală. Pentru că ne-am dorit să avem anumite ecrane pentru proiecție, videoproiectoare, instrumente pentru cântat, pentru cluburile de muzică. Ei nu finanțează așa ceva. Și-au arătat disponibilitatea, în schimb, de a finanța în întregime mobilierul și partea de calculatoare. Am înțeles. Deci, o secundă. O secundă. Nu, să nu ne grăbim. Eu vreau să vă spun că nu știu, la momentul ăsta, cu toate că s-a aprobat studiul de vizabilitate, în ce costă acest noua denumire economico-socială sau sociocultural. Centru sociocultural. Sociocultural. Denumirea, în primul rând, a fost modificată. A fost, că... dar nu știm despre da, ce nu puteam a fost modificată. Păi fost... Nu puteam finanța. Și nu aici aici... A fost, nu vreți să-mi spuneți dumneavoastră ce s-a făcut? Păi da, vă și spun, da, cum eu, dacă ne-ai reținut, îți dăm o pastilă de reținere și... Nu, trebuie dumneavoastră în calitate de președinte. Păi noi am aprobat tot ce am semnat. Văd că nu lăsați să ne spună. Bine, lasă vă spună, încercând că dumneavoastră ați aprobat și SF-ul, dumneavoastră ați aprobat și proiectul tehnic economic, dumneavoastră ați aprobat tot în această reședință. Cauza faptului că a fost puțin în orb această treabă, în orb a avut și un film... n-a fost un filmuleț. Să înțeleg că vă trebuie filmuleț. Să știm mai mult despre... Direcția de dezvoltare. Vă rog frumos filmuleț pentru domnul Vârtejan. Nu. Mie, eu vă promit eu că o să mă uit pe proiecte. Ok. Am înțeles. Fără aprobarea nu știu cui. Vă duceți la direcția tehnică. La direcția respectivă, văd ce... Cam n-am această interdicție. Fără aprobarea nu știu cui.
Păi dacă vă dau dumneavoastră interdicția, înseamnă că supărăm cel mai mare veteran, consilier județean, în funcție. Nu e vorba de mine. Păi pe dumneavoastră, deci vorbim de dumneavoastră. Deci, vreau să ce doriți să verificați. Ca să mă lămuriți pe cele să mai pierd timp. Aș dori să-mi spuneți că nu puteam finanța. Aveți un laborator. Vorba în care era de clădire. Vestea ordinea de zi scrie. Nu a fost nimic de finanțare. La studiu, singurul moment în care am fi putut am fi putut fi eligibil pentru o finanțare prin fonduri europene pe axa 5.1 clădiri de patrimoniu în cadrul programului operațional regional. Nu am avut soluționată problema cu administrarea clădirii, dacă o avem sau nu, dacă o puteam lua în administrare. A fost atunci o divergență între Consiliul Județean Călăraș și Instituția Prefectă. Când s-a soluționat asta, nu mai erau eligibile fondurile europene. Și până la urmă, cum a fost? Pentru a o finanța prin compania națională. Cum a fost? O avem sau nu avem? Avem. Deci o avem, da. Și atunci? Nu, s-a făcut un act ulterior, acum o avem. Problema este că CNI-ul nu finanțează clădiri în care funcționează instituțiile publice. Deci nu vrea să finanțeze o clădire pe Instituția Prefectului. Pentru asta am fost nevoiți să modificăm și dumneavoastră ne-ați sprijinit de fiecare dată acordând un vot pozitiv când am modificat documentația tehnică și l-am transformat în centru sociocultural. Pentru a-i da această notă socială și culturală și a venit în întâmpinarea solicitărilor CNI-ului de a scoate cadrul instituțional de Instituția Prefectului. Să nu mai fie denumit în felul ăsta. Astfel am creat cadrul care el pot finanța. Și-au arătat acordul. Ieri colega mea, Daniela Mihai, a fost la minister în cadrul CNI la ședință la dezbateri și au analizat toată documentația, au ajuns în acest stadiu în care au spus că nu pot finanța elementele pe care mi-am precizat mai devreme. Acele dotări. Am avut discuția cu conducerea Consiliului Județean, domnul președinte, și-a dat acordul pentru a iniția acest proiect pentru care încerc scuze că este peste o linie, dar avem nevoie să nu pierdem timpul cu ministerul, pentru că orice zi pierdută de noi e o zi câștigată pentru alții. Sunt extrem de multe finanțări din toată țara care vin către CNI. Și proiectul este de o valoare foarte mare. Am înțeles. Pierdem timp. Pe mine mă interesează un singur lucru. Sigur, acum este la administrarea noastră. Da. După ce realizăm acest aripa consiliului, a prefecturii, și o punem în funcțiune, ea rămâne a noastră sau trece înapoi la prefectură? Nu o să vă ascund că am început și demersul. Nu te mai ascundeți, că n-aveți ce să ascund. Gândurile mele pot ascunde. Sincer, am gândurile pe care le pot ascunde. Așa. Dacă nu vreți să te prezinte, eu vreau, mă opresc acum. Spuneți, facem o serie de demersuri pentru a lua inclusiv proprietatea acestei clădiri. Prefectura? Da. Pentru că ea, din punctul meu de vedere, este o clădire publică de interes public județean, nu național. Ea nu deservește un aparat centralizat al statului care să ofere servicii pentru un teritoriu extins decât cel județean. Deci, să luăm deci, condițiile de față... Poate să fie și situații în care să fim împreună. Noi trebuie să ținem cont de ceea ce trăim. Da. Eu știu dacă trebuie să luăm. Important este că s-a găsit o soluție să o finanțăm. Pentru că am înțeles, e de foarte mult timp, stă în mijlocul orașului și e o pată pe brazul politicienilor, trebuie să fie, da? Am vrut să mă muric în puțin, Dumnezeu. Aș vrea pe domnul director Fulga sau cine poate să mai răspundă faptul că acolo au existat lucrări și au existat domnul Vârtejan lucrări de consolidare chiar pe zona aceasta. Și dacă atunci când s-a făcut studiul de fezabilitate, s-a ținut cont de stadiul lucrărilor executate, pentru că au fost solicitații din diferite motive, bănesc, s-au oprit, sunt lucrări executate și sunt lucrări de consolidare,
Asta ar fi o problemă. A doua, dacă banii pe care, banii care au fost aprobați prin studiile de stabilitate sunt de ajuns, nu că sunt prea mulți, dacă sunt de ajuns, că vreau să vă informez că se pare că banii care au fost subevaluați prin studiile de stabilitate lucrurile au fost subevaluate, nu bani mai mulți, pentru asta nu s-au finalizat licitațiile, au fost și probleme. Și a treia întrebare, de când a fost luat în administrare de Consiliul Județean, deoarece interiorul acestei clădiri este pur și simplu devastat și nu este devastat de vreme, ci este devastat de persoane care au uitat acolo. Asta înseamnă că cineva care a păzit nu și-a făcut treaba. Și dacă se merge acolo, să vedeți că este vorba de devastat de oameni. Și ar trebui să le punem și întrebarea asta. Dacă a existat pază, de ce nu? Dacă a existat pază, că nu știm de ce nu și-a făcut treaba. Vreau să spun că protocolul de predare și hotărârea de guvern din 2004 a avut valabilitate 10 ani. Procesul real de predare primire a fost predarea pe 10 ani de zile pentru reabilitarea și consolidarea acestui obiectiv, Palatul Prefectural al Județului Călăraș. În anul 2014 nu s-a mai făcut prelungirea acestui protocol. În 2016 am venit și am căutat orice formulă să pot să prelungesc acest proces verbal. Ne-am plimbat un an de zile cu hârtii între Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Județean. Am reușit abia în 2018 să semnăm un alt proces verbal de predare primire, ținând cont de hotărârea de guvern din 2004, care spunea reabilitarea și consolidarea, nespunând termenul de predare în ani. Așa că am fost la Ministrul de Interne de la acea dată și am rezolvat ca să ne predea în continuare cu proces verbal până la finalizare. Noul proces verbal nu mai scrie termenul în ani. Spune până la finalizarea lucrărilor de consolidare și modernizare, inclusiv monitorizarea dacă va fi realizată pe fonduri europene. La momentul ăsta, această clădire, am încercat să o depunem pe fonduri europene. Avem și rezervă. Dacă Ministerul Fondurilor Europene va deschide axă pe monumente istorice și Compania Națională de Investiții, nu știu ce se va întâmpla, că de aceea avem și a venit peste ordinea de zi să propunem acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră, pentru că dacă nu ne mișcăm cu hârtiile, Comisia Tehnică Economică din cadrul Companiei Naționale de Investiții se întrunește o singură dată pe lună. Dacă noi nu facem repede să completăm dosarul și să putem să fim în viitoarele aprobări pe care Ministerul îl are ca bugetul de la început de an, Ministerul Fondurilor Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, nu vreau ca să pierdem această oportunitate. Încercăm, dacă ne va include, reușim să finalizăm prin Compania Națională de Investiții această clădire care are, să spunem, din 2004 soarta celui care e părăsit și nu e dorit de nimeni și toată lumea l-a primat de colo-colo. De aceea, 2 ani de zile am pierdut, am avut oportunitatea în 2017 să o putem include pe programul operațional regional ADR 3 Sud Muntenia, unde erau monumente istorice. Nu am avut acest proces verbal de predare primire, nu mai a fost zona de valabilitate. 2014, administrația de atunci, inclusiv Liviu Vorteșanu, care era vicepreședinte, nu și-a făcut datoria să prelungească acest proces verbal. Se dezvinova, domnule, deja nu era să executiv. Cine exista? Un președinte. Tot președintele e vinovat, nu? Să nu confundem funcțiile. Da? Da. Dar și vicepreședintele? Vicepreședintele care știa situația atribuite de către președinte. Da, și dumneavoastră n-avea sarcini. Dar priceput la toate sunteți, dar la să preluați prefectul nu a fost. Mă preocupă să știu. Pentru... Bine, domnule Vorteșan. Proiectul numărul 10. Haideți să cerem prin telefon. Da? Da? Bine. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În online, să vedem care a fost votul în online. Pentru? Dacă sunt pentru în online toate trei, cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 10 a fost aprobat.